Hai, vă salut, e bine, iată, în acest material îmi voi da și eu cu părerea că mă bufnește râsul despre faptul că Serghei Mizil a fost luat în colimator de către Mălin Bot. Din start, mă repet, mai ales când vorbesc despre persoane, personaje, personalități, da, așa, mai mult sau mai puțin cunoscute, Serghei Mizil, Mălin Bot și toți pe care, dacă o să mai enumăr câțiva, nu sunt nici prietenii mei, nici dușmanii mei, nu sunt nici fanul lor, deci ca să ne înțelegem, este o analiză la rece. Bun. Mălin Bot, dacă știți sau dacă nu prea știți, Mălin Bot este un jurnalist ăsta de, am înțeles, de investigații, mai nou un jurnalist independent, membru Rezist, asta din ce am văzut și eu în presă, care are, el e îngerul dreptății, îngerul luminii, îngerul vitezei, îngerul tuturor, așa, și printre altele are și un canal de YouTube, am văzut că și pe Facebook are tot așa canal de Facebook, are și canal de YouTube și el prezintă acolo mai multe materiale, face mai multe materiale pe care îl postează așa cum le postez și eu. Atenție, el nu are emisiune, să-mi aud pe ăștia, emisiunea mea, în emisiunea de păi tu nu există, bă, nicio emisiune. Ai emisiune în momentul în care ești tu post de radio sau ești post de televiziune. Ai post, ai o clădire propriu-zisă. Nu că ai tu un cadru sau nici eu am emisiune dacă vă pun. Da, și în fine. Mălin Bot în emisiunea lui, hai să spunem așa, într-una din emisiunile lui de pe canalul de YouTube, cu titlul Nicu Covaci, lăutar la masa lui Simion, serie, securitate, tralala, are acolo și este o emisiune de vreo 2 ore și ceva, a dat, l-a luat, da? L-a agățat și l-a, cum să spun eu, l-a luat în colimator pe ăsta, pe Serghei Mizil. Bun. Cum știu eu lucrul ăsta? Eu pe la servici, când am ce face, mă duc în birou, stau, hap, deschid YouTube-ul și mă mai uit și eu la una la alta. Așa, stați că vreau să fiu atent ca să vă prezint ce și cum. Și mi-a apărut, în fine, pe la podcast-uri, etc. Da, și mi-a apărut Mălin Bot versus Serghei Mizil. Ia să vă, mă. Serghei Mizil, ia să vă. Dau acolo pe ăsta, domne, în fine, eu nimic, un zero barat, bun. Zic, hai să văd acum ce emisiune este, să văd dacă e pe... Și ce zic, zic, bă, ce treabă are Serghei Mizil cu politica, asta mai mult e cu politica, cu corupția, cu alea, cu alea, leargă după aia, cu camera de filmat, îi sare pantoful din picioare, își ia făină în cap, ăsta Mălin Bot, e luptător mare rău de tot. Da? Bun. M-am dus, am găsit până la urmă emisiunea, l-au după vestimentație, zic, hai să văd, pac, pac, până derulare, am ajuns și în fine am auzit, în fine, am luat-o de la început, până derulare, stai mă să văd unde zice de Mizil, de Serghei, că zic, n-are nicio treabă, Serghei cu lumea mondenă, cu Caterinca, cu Panorama, n-are, are și un canal de YouTube, vorbește ce face la acolo, e problema lui. Bun. Am ajuns la pasajul ăla cu Serghei, după aia nu m-am mai dus mai departe, dar până acolo, în primul rând, ăsta, băi Măline, dacă o să ajungă materialul ăsta la tine, da? Deci dacă o să ajungă la tine. L-ai luat pe Simion, că a plagiat nunta, vezi, doamne, metoda. În primul rând, termenul este prost folosit, da? Deci este prost folosit. A, că a făcut nunta după, să zic, metoda lui Horia Sima, ai cu tu, dar nu a plagiat. Ea intră puțin în degeaba, ce înseamnă a plagiat, da? A nu se confunda când ai o lucrare de licență și e plagiat sau, da? Sau cu furtul de ăsta de, cum zice, mă, furt de la intelectual, am uitat cum e, furt de proprietate intelectuală, da? Deci dar e absolut nimic, da? Și tu poți să faci nuntă pe metoda George Simion sau Horia Sima și ăla și ăla, care e problema, da? Că omul n-a zis, domne, asta e ideea mea, zis, vreau să fac nuntă așa. A, dacă spunea, domne, am eu o idee, primul om din România care va face, atunci da, poți spune, plagiat, asta ideea lui, a fost ideea lui Sima. Da? Bun. După aia cu Becali, că domne a dat brânza, dar s-ar putea cu anaful, cu dale, ai, fine, ai bătut tu câmpii pe acolo, consider eu părerea mea încă o dată, atenție, așa, după aia a ajuns la SIE, că în spatele lui George Simion se află foști generali sau și acum actuali, SIE, MIE, servici, ai servici SIE, și a ajuns la socrul lui Serghei Mizil, Dumnezeu să-l odinească, am înțeles că a decedat, cum să zic eu, a decedat anul trecut, că și el a fost, a zis că a fost SIE, nu tati, a fost la DIE, Departamentul de Informații Externe, adică Securitatea Externă, până la Ceaușescu, și ăla care era pe la SIE, că nu știu ce, tralala. Bun.
Și aia a fost, deci nu vreau să fac materialul ăsta, așa, da, aia a fost cireașa de pe tort și vă dau acum, să auziți. Și când ridic degetul așa, aia e mortală, deci acolo urmează cea mai mare aberație posibilă, care putea să o spună nea ăsta, nea bot, ia auzi. L-am văzut eu pe individ și este un individ de Serghii, zero barat, da? De e băgat în seamă pe filiera asta, probabil că e generele lui ăla care a general, fost mare securist. Marco ăla a fost băgat într-o grămadă de porcării, socrul lui, general de securitate, a murit în 2021. A fost băgat în, știți că pe vremea lui Ceaușescu, acum, yeah, se vindeau străinii. Ce, mă? Securitatea, contra unor sume de bani, dădea pașapoarte străinilor, nemților, mai ales să plece în Germania. Și generalul ăsta, Marco, a fost băgat într-un scandal din ăsta de corup. Deci, securitatea... securitatea vindea străini. Păi stai puțin, de unde îi lua? Ați auzit ce a spus, nu? Deci securitatea vindea străini, adică ce făceau? Contra unei sume de bani dădea pașapoarte la străini să plece a străini. Păi stai mă puțin, stai că nu înțeleg. Și după aia a dat exemplu. Deci dădea, ei vindeau pașapoarte la nemți ca să plece în Germania. Păi stai puțin, nemții nu-și din Germania. A uitat să specifice faptul că pe vremea lui Ceaușescu se făceau reîntregiri de familie, da? Comunitate. Deci și pe mine la Ceaușescu, ca și acum, există minorități, da? Minoritatea evreiască, minoritatea sașecuit și așa mai departe. Și se făceau, cum să zic eu, repatrieri sub formă de reîntregire de familie. Acum, eu nu sunt sigur sau nu știu dacă s-au dat bani sau nu, nici el nu știe, da? Dar cum poți să spui tu, auzi, securitatea, n-a specificat, bă, SIE, sau care, în fine, așa, vindea străini, așa nume contra un sume de bani, vindea pașapoartele așa ca să plece străinii la ei în țară. Păi, bă, dacă eu sunt străin, așa, dacă gândim la rece, da? Eu sunt român în Irlanda. Cum să mă duc, adică cum, eu mă duc la statul irlandez, ce, să-mi dea pașaport irlandez ca să mă întorc în România? Dar eu cum am ajuns aici? Ăia nemții, cum au ajuns în România? Normal cum pun pașaport, nu? Pașaport nemțesc, deci așa. El a uitat să specifice, putea să spună chestia asta, să se folosească. Da, domne, minoritățile care vreau reîntregire, repatriere, cum erau evrei, cum erau ăștia, sașii, secui, plăteau și pagă la securitate. Asta putea să zică, dar nu că securitatea vindea străini. Și a mai zis și acolo, nu stau să folosesc tot ce a spus despre Serghei, că, domne, el nu este avizat că trebuie să, ca să poți să discuți, să-ți dai cu părerea, să nu știu ce, trebuie să fii citit, să fii cult, să fii avizat, să muncești în domeniu, să lucrezi, să fii jurnalist, să ai facultate. Păi cum, mă, tu jurnalist și zici că e jurnalist independent și tu zici că ne bați și tu ne spui cea mai mare aberație. În fine, el a mai zis, Măline, tu ai mai spus și alte panarame, dar nu stau eu acum să le dau că n-are rost. Asta e cea mai tare, mi s-a părut cea mai tare. Securitatea vindea străini. A? Păi la tine am pretenții, mă. Hai, înțeleg pe Serghei, dacă zicea Serghei asta, mă bunea râsul și zic, da, dar la tine am pretenții. Știi ce zic? La tine e jalnic, la el era de caterincă, de glumă. Ca să ai o opinie, fie că te invită la televizor, deci de vină nu e la care te invită, că eu știu de unde ți se trage, eu știu unde îi se trage, mă, șmecheria asta cu... Șmecheria care e? Ăsta, Mălin Bot, părerea mea. Încă o dată, n-am nimic, nici cu Mălin, nici cu Serghei, n-am nicio treabă. Așa. Cred că e invidios pe Serghei, că el are canal de YouTube și poate are mai mulți urmăritori și like-uri și mic-uri sau ce avea, decât el, ăsta, Mălin Bot, care ăsta se duce cu camera, aleargă după ăștia pe stradă, pe politicieni, face greva foamei, rupe tricouri și ia făină în cap. Da? Eu cred că asta e, de-aia să ajut. Ce treabă are generalul Marcu? Da? Generalul Marcu cu nunta lui Simion. Ce treabă a avut Serghei cu nunta lui Simion? El a plecat de la ăștia, mă, că hau, că Simion, că ăștia-s pro-Rusia, pro-Musia, dar n-ai, băi, Mărine, mai mă să fim serioși, mă. Ce dracu, chiar așa? Că e foarte mult de discutat. Eu știu că tu ești trompeta, da? M-ai înțeles? Tu promovezi războiul din Ucraina, tu promovezi și tu promovezi violență, nene. Da? Tu, ne bucurăm că oricii lui Putin a murit, au luat-o la fugă până Crimea. Noi, uite, eu de exemplu militez pentru pace, pentru tratative, nici mie nu-mi convine cu metre. Nici la Europa nu-i convine. Uite să vezi ce a dat Europa cu Tesla în coaie, mă scuzați de expresie. Punem sancțiuni Rusiei, da, foarte bine, Rusia a oprit gazul, luați-o. Da? Mai ales că criza asta energetică a început de anul trecut, acum o să fie și mai mare criza energetică. A oprit robinetul, nu mai zic cu metale, cu alte chestii.
Nu-ți mai zic de tratativele care au fost pe ușile de să nu se facă de căcat. Bă, dați drumul la cereale, că facem foame. Da? Și dați drumul și pe lângă cereale, să exportă și, și exportă și Rusia cereale, nu doar Ucraina. Hata, dați drume, drumul la... A? Asta nu ni le zici, bă, ăsta, măline. Tu știi doar atât, să dezinformezi în mare parte, să te iei de niște chestii. Și știi care e tragedia? Tragedia, bă, că sunt oameni care te cred. Da? Nu ca mine, eu am câțiva urmăritori, am câțiva abonați, tu ai, nu știu, câteva mii de abonați care ia te cred, bă. Da? Și de-aia, din cauza unora ca voi, de-aia s-au divizat românii. Și înainte eram pro-viciu, contra-viciu. Pro, acum suntem pro-Putin, pro-NATO, contra-Putin, contra-NATO. Nimeni nu mai știe ce să crede. Da? Voi veniți, ia uite, vă inoculați, e vorba de, și de programare predictivă, da? Așa, ia uite, au fugit rușii, n-au venit. Nu, tati, militați pentru pace, bă. Că dacă, uite, numai că e conflictul ăsta și sunt atâtea probleme. Da, păi să mai înceapă și un război pe bune. A? Ce dracu să fim serioși? Dar vă convine, mă, că voi sunteți plătiți. Oamenii de rând, amărâții ia săracii, le vin facturile, să le vine dublu. Și mie o să vină dublu. Nu mai zic de facturi. Aia nu mai spun. Hai și la alimente, că iar se va majora, că fabricile, uzinele astea, abatoarele, fabricile procesarea cărnii, da? Fabricile alimente, așa, funcționează cu electricitate, cu gaz. Ogorul îl are cu motorină, nu? Treieratul, aratul alea, nu folosești motorină și cu orice ai folosi, curent, energie, da? Gaz, pe orice ai folosi, costă. A? Voi asta știți să faceți, să propagați, să promovați conflictele. Unde erați? Apropo, bă, Măline, eu am înțeles că tu ești pe la Rezist, acum ca și cum poate o să ajungă materialul ăsta la el. Unde erați, mă, când cu restricțiile? Unde ați fost? A? A trebuit să iasă Aur și cu Diana Șoșoacă. Paranteză, să nu mă înțelegi greșit că îi simpatizez pe ăștia. Nu, și ăia sunt niște măcănitori pentru capital politic. Ce zic ei și ce vine ei cu proiectele lor de partid naționalist cu alea, alea sunt utopie, da, din punctul meu de vedere. E doar pentru capital politic și în orice parlament în lume trebuie să fie un câine care să latre. Da, atât. Asta e toată șmecheria. Unde erai, bă, ăsta Rezist? Băi, Măline, unde erai, mă, când s-au impus restricții? Pentru toți, nu doar pentru cei neviciați. Da? Sper că te-ai prins ce am vrut să zic. Da, restricții pentru neviciați. Ăștia care erau viciați, lasă-i, domne, să pleci. Da? Unde erați, mă, mâncava și gura voastră când au început să taie pădurile? Că avem cel mai bun lemn, că îți dai seama, stăiau brazia de sute de ani. A? N-ați ieșit, bă, în stradă? Ați ieșit doar atât la Dragnea. Și după aia a venit altul după Dragnea și alții după Dragnea care au făcut praf și pulbere. A? Unde erați, bă, ăștia de la Rezist când s-a anunțat și au venit facturile de anul trecut, înainte să înceapă războiul? Da? Au venit facturile duble. Când a crescut roborul, când a scăzut economia, când... Da? Unde ați fost, mă? Când ați auzit că s-a împrumutat PNL-ul și PSD-ul și toți care au... Bă, n-ați ieșit, bă, în stradă? Să face scandal? Unde ați fost? A, nu, voi știți doar atât. Suntem NATO, rușii fug din calea ucrainienilor, Zelenski a spus așa, atenție, mi se rupe și de ruși, și de ucrainieni, și de Europa mie. Da? Eu vreau atât, bă, fraților, să fie pace și toată lumea trebuie să aibă ce mânca, să aibă ce bea și să aibă ce face la când au de făcut ceva. Da? Să fie o perfectă armonie, pentru aia sunt. Eu sunt pacifist de altfel. Da? Înțeleg să se ajungă la un conflict, bă, dar stai dracu și negociez, bă, nu ne înțelegem de vorbă bună. Păi scot sabia, dă-te în gâtul mătii, nu? Cam asta e toată chestia. Mare atenție la ăștia care auziți, da, mare atenție, fel și fel de oameni de trompete, de trotinete, care sunt plătiți, da, ei sunt plătiți că tot timpul, știi cum e? Bă, ăia-s de dreapta, ăia-s de stânga, ăștia de stânga sunt plătiți, de aia de stânga, aia de dreapta. Tot așa, niciodată n-a fost, bă, stai puțin că undeva adevărul e la mijloc, hai să mai facem niște compromisuri, astea. Da? Războiul român-o-român. Și m-am stat de vorbă cu cineva că m-am dus eu până în România până în 2014 și atât mi-a spus, bă, avem toate datele necesare de un război civil în România. Nu o zic, da? Cam asta este. Și de-aia nu mai este Românul Unit și de-aia merg lucrurile de căcat și vor merge, vor fi de căcat în România. Că sunt tot felul de trotinete, de trompete de-astea, nu numai Mălin Bot, da? Cu tot respectul pentru el, o fi el un jurnalist bun,
Inteligent nu prea e, adică ar fi așa la mediu, da? Dar nu prea are onoare. Eu îl văd ca pe o prostituată de asta ideologică, da? Așa îl văd eu pe el. Dar hai să zicem că e prost, na. Bă, dacă ești jurnalist și ești pe bune, zi-o dracu pe bune cum e. Puțini au fost care au fost, da? Foarte puțini. Unii au murit și au mai rămas vreo doi. Dar ăștia care v-am spus răspândesc contra cost bani, pardon, răspund contra cost, adică pe bani, răspândesc și în fine coafează realitatea, sunt sigur că și ăsta din ce spune Mălimbor și nu numai el, hai să zic pe puțin 50%, nu zic 60%, după aia râde și el, dar na, e plătit și trebuie să zic. Și altă chestie și cu asta închei. Apropo de falși ăștia, luptători ai dreptății și așa mai departe. Bă, nene, cel mai simplu exemplu. Dacă tu ai dovadă că ăla a făcut, a furat, da? Deci tu ai dovadă. Uite, de exemplu, la Mălin Bot cu Adrian Năstase. Bă, dar dacă tu ai dovezi că ăla a furat, că s-a dus tot așa, era Adrian Năstase la un fostul prim-ministru. Așa? La o asta de carte. În fine, era undeva în public acolo, la o lansare de carte, lansare de rachete, nu știu de ce era acolo. Și e tot ăsta, domnul Năstase a furat, domnul Năstase, bă, nene, dacă tot ai dovezi, deci tu dacă ai dovezi, da? Nu din ce ai auzit de la mine, de la ala sau de la ala, da? Bă, nene, de ce nu te duci tu și dai statul român în judecată la CEDU? Pe motivul ăsta, domne, perpetuează corupția. Uite, a furat Năstase 7 case sau câte a furat, dar e liber. De ce nu, dacă tu ai dovezi? Că trebuie să ai dovezi la ea la CEDU, ea nu te iau așa oricum. Da? Păi unde? Păi știi. Nu, tati, vii cu dovezi. Ha? De ce nu faceți chestia asta? Voi ăștia și mai ales și chiar și infractorii ăștia care fugiți, băi, sunt persecutat politic și mă... Păi dacă sunteți pe bune, stați dracu în exil pe unde ați fugit, dar deschideți proces la CEDU, statului român. Că sunteți nedreptățiți sau că sunteți furați sau că perpetuează corupția în funcții cheie. A? Păi despre asta e vorba. Toate cele bune, v-am pupat, să ne auzim cu bine.